Bună seara și bun revenit la emisiunea Un stil de viață sănătos pe TVR Cluj. Doamne ajută să mai avem pe puțin atâtea ediții pe care le avem la ora actuală, adică 270. Cu mare, mare drag vă salut. Vă salută imediat și invitații noștri. Sper că ați trecut așa peste vara aceasta neobservați din punct de vedere medical, vreau să zic. Alături de mine, ca de fiecare dată, deși avem și două doamne, dar fără domnia sa, emisiunea aceasta n-ar mai merge de 12 ani de zile. Domnul academician Nicolae Hâncu, bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bună seara! Cum ați trecut peste vară? Bun găsit! Frumos, cum se... Cum a fost? Acoperit de căldură, de călduri și... Forțe proaspete. În 22 septembrie, când toată lumea a zis începe toamna, am zis azi începe pregătirile pentru vara viitoare. dar prea nu mie. Mii de scuze de la cele două doamne aici în platou alături de noi. Doamna doctor Briciu Violeta, director medical la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca. Sărut miele, doamna doctor, mulțumim că participați la o revenire pe grilă a emisiunii Un stil de viață sănătos. Bună seara și mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră. Mulțumim foarte mult! Iar prin Zoom alături de noi pe această emisiune, doamna dr. Emiliana Costiug, domnia sa fiind președinta Asociației Medicilor de Familie Cluj. Sărut miele, doamna doctor! Bună seara, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație, răspund oricând cu drag invitații. Știu, ambele invitate din prima, deci nu a fost nicio problemă, s-au raliat acestei emisiuni. O scurtă paranteză cu permisiunea invitațiilor din platou și a dumneavoastră, doamna dr. Costiug. Săptămâna trecută vuia telefonul prin redacții, vuia telefonul personal, când s-a aflat despre o mică mare sincopă cu medicii de familie, cu finanțarea cabinetelor de medici de familie. Între timp am înțeles, dacă n-am înțeles bine, să mă corectați, vă rog, că s-a rezolvat problema, nu știu dacă în totalitate, adică finanțări de la casă către medicii de familie. S-a întâmplat ceva, doamna doctor? Pozitiv nu. Avem răspunsuri pozitive că în următoarele zile vor intra fondurile de la Casa Națională. Bineînțeles că de astăzi am luat în forță consultațiile, programul de cabinet, pentru că e nevoie. Sunt multe viroze, sunt multe probleme și nu ne permitem să Și promisiuni ferme aveți pentru rezolvarea acestei situații, da? Da, da. Noi vom fi cu ochii în patru și colegii mei de la știri și din alte departamente, redacții, urmăresc, pentru că mi se pare o chestiune foarte, foarte gravă. Pentru noi, plătitorii de taxe și impozite, să se întâmple așa ceva. Dar s-a mai întâmplat cândva, știu. Noi vă dorim să se regleze treaba aceasta cât mai repede posibil. Dacă tot a zis doamna doctor Costiug despre viroze, că e perioada aceasta, domnul profesor Hâncu, domnia sa, fiind și un eseist foarte bun, mi-a trimis tema emisiunii pe care am să-i rog pe colegii mei din regie să afișeze. Virozele bat la porțile toamnei. Da. Domnule profesor, aveți cuvântul. Că toamna vine cu foarte multe lucruri frumoase, cel puțin aici în Cluj. Horia Bădescu a imortalizat momentele toamnei, zicând că o toamnă nebun de frumoasă la Cluj, dar apar și virozele. Și chiar ne sperie, mai ales că aceste viroze din acest an, cum spunea doamna director, dânsa o să detalieze acest aspect. Și doamna doctor Costiug, bineînțeles. Sunt ca o prelungire a pandemiei, dar pandemia aceea s-a transformat, așa cum spre sfârșitul ei s-a și prevăzut, într-o epidemie sezonieră. Și una e să ai o epidemie globală, așa cum a fost, și alta e să fie o viroză sezonieră, vorbesc de COVID, vorbesc de gripă, și virusul sincițial, astfel, respirator, astfel încât un mare savant american,
Eric Topol a și spus, în urmă cu vreo 2-3 săptămâni, m-a și inspirat pentru titlul de astăzi, triple epidemie de trei tipuri de virus. Și acum... Acum vă ascultăm, noi mai mult ascultăm astăzi. Doctor Briciu, ia să vedem cum stăm la capitolul acesta. Eu pot să spun că ne bucurăm să ne întoarcem la o sezonalitate prepandemică a infecțiilor respiratorii. Este firesc pentru regiunea temperată în care ne aflăm să avem o creștere a numărului de cazuri de infecții respiratorii în sezonul rece. Nu l-am văzut, n-am văzut sezonalitatea pe parcursul celor 3 ani de pandemie, dar acum în perioada verii, într-adevăr, am avut o reducere a numărului de cazuri, am avut alte patologii infecțioase, digestive, infecții de tip meningoencefalite, virale, de vară, iar acum ne așteptăm, ca și în anii dinaintea pandemiei, să urmărim creșterea numărului de cazuri de infecții respiratorii. Aici, într-adevăr, avem virusuri, la toate vârstele. La toate vârstele, da, și avem aceste virusuri respiratorii majore, pe care le urmărim cu atenție, virusul gripal, virusul SARS-CoV-2 și virusul respirator sincițial, dar pe lângă acestea să nu uităm și de virusurile care produc infecții ușoare, rinovirusuri, adenovirusuri, avem virusul paragripal, deci o multitudine de infecții respiratorii care se pot desfășura în perioada rece. Sugerez să ne întrerupem toți trei. Bineînțeles, să ne întrerupem. Le puteți diferenția? Da, le putem diferenția. Avem metode tot mai avansate de diagnostic. Pot spune și că pandemia a venit cu o creștere a capacității de diagnostic molecular, de identificare a structurilor virale în prelevate din exudatul nazal, exudat faringean, și putem, fie prin teste moleculare, fie prin acele teste rapide, ușor de utilizat, să diferențiem gripa de SARS-CoV-2 și de virusul respirator sincițial. Pentru restul virusurilor avem metode de diagnostic mai costisitoare, să spunem, și nu se justifică testarea de rutină. Sigur, în practica clinică. Beneficiul, neavând nicio terapie etiologică specifică pentru aceste virusuri, nu se însoțesc de tablouri clinice severe, nu vine în diferențierea prin celelalte metode. Celelalte în afară de aceste în afară trei de aceste majore. Trei. Aceste trei majore le putem diferenția și prin teste rapide și prin diagnostic molecular, să spunem mai asta bun. Acest diagnostic diferențial etiologic diferențial se face acolo la clinica de boli contagioase. În alte părți, nu. Se poate și la alte laboratoare se pot face teste, dar sigur multe. Că da, se aștept testează. Aștept un pic la doamna doctor Costiug să o întreb așa. Care este situația la cabinetele medicale? Multe viroze, așa cum ați spus, din 11 septembrie au început școlile, grădinițele, creșele, ca urmare riscul de transmitere a bolilor infecțioase a crescut foarte mult și ne confruntăm cu un val de viroze, nu gripă, cel puțin la nivel de cabinet nu am detectat niciun test rapid de gripă, dar într-adevăr test SARS-CoV-2 pozitiv avem. Avem o mulțime de viroze care probabil sunt rinoviroze sau adenoviroze transmise de cei mici către părinți, către bunici, și familia este completă, ca să zic așa, și pe punctul ăsta și din punctul ăsta. Și au apărut acestea după ce a început școala? Da, clar. După ce a început școala. Deci se urmează tiparul clasic. Da. Asta înseamnă că erați și pregătiți pe undeva, dacă știați exact și data aproximativă când va debuta. Da, dar profilul acesta e chiar o bucurie, cum spune doamna director, că nu mai e pandemic. Da, exact. E sezonier. Da, și până la urmă un copil mucos, cum spun părinții, e un copil sănătos, el își formează anticorpii din mers, mai ales atunci când intră pentru prima dată în colectivitate. Și dacă virusul se oprește la poarta de intrare, la nivelul mucoasei nazale, cu atât mai bine pentru el. Înseamnă că are un sistem imun puternic și că luptă cu acel virus și își formează anticorpi. Problema este că transmite în același timp, transmite altor copii, colegi, da. Părinților și... Doamna director, înainte de emisiune v-am și spus acest lucru, dar vă întreb și aici, pentru că în ultima perioadă foarte multe telefoane, foarte multe
informații care circulau în Cluj și nu numai în toată țara, dar noi vorbim punctual acum despre Cluj. Reapariția sau, mă rog, pe cale de reapariție, COVID-ul. La un moment dat era chiar și o mică panică în rândul locuitorilor din Cluj. Ce puteți să ne spuneți? Revine COVID-ul? Nu revine? Care este situația actuală? Într-adevăr, am văzut o creștere a numărului de cazuri în ultima lună, deci începând cu luna septembrie, dar nu se compară cu ceea ce a fost în perioadele de vârf în valurile pandemice și la acest moment circulă tot subvariante ale Omicron, pe care îl avem deja Omicron alături de noi de un an și ceva. Nu sunt modificări majore în structura virusului și nu au venit cu modificări de agresivitate. Nu este o subvariantă mai agresivă, din cont ca și Omicron, varianta Omicron se caracterizează prin infecții de căi respiratorii superioare, nu prin pneumonii. Și atunci pacienții spitalizați, chiar dacă într-adevăr avem pacienți spitalizați, sunt pacienți cu patologii asociate cu forme mai ușoare, cu mai puțin necesar de oxigen, nu mai regăsim cazurile severe în care era necesar de oxigen, de terapie intensivă. Bineînțeles, sunt și excepții, sunt și situații în care avem pacienți cu forme severe, dar încă putem spune că nu este nimic neprevăzut și în bolile infecțioase lipsa veștilor e veste bună, să spunem. Deci nu avem nimic exact. Da. Nu avem o veste că s-ar modifica ceva și poate aș putea spune chiar în ultima săptămână, două săptămâni, suntem staționar. Ceva vroiam să vă întreb și anume ceva legat de specialitatea mea, având în vedere că chiar la debutul pandemiei, imediat a apărut știrea, confirmată și de experiența voastră, boli contagioase, erați acolo doi pași de noi, că formele grave erau la persoanele obeze și persoane cu diabet zaharat. Așa a se fost. Se poate face? Nu. Acest lucru se confirmă acum? Acum pe Omicron nu. Nu s-a mai confirmat. Omicronul a fost asociat cu vârsta înaintată, nu cu obezitatea. Da. Deci aici a fost legătura cu pacienții fragili prin vârstă și prin alte patologii asociate, dar mult mai puțin agresiv. Omicron și subvariantele care circulă. Vă spun sincer, domnul profesor Hâncu știe, de fiecare dată mai fac așa o succintă documentare înainte de emisiune. Da, da, știu. Pentru că... Ca orice moderator, foarte zis. Pentru că dumneavoastră cunoașteți toată această problematică și nu numai aceasta, bineînțeles. Mulți m-au întrebat pe mine, urmează o facultate de medicină, fără frecvență. Și pe mine m-au întrebat. Dacă vă și spun, domnule profesor, dacă m-ați provocat, niște prieteni, dar au zis-o pe bune, cum se spune. Da, da. Și mă, dacă tot ai stat atâta timp în preajma profesorului Hâncu, în atâta vreme puteai să faci și UMF-ul. Deci. Bun, trei boli care apar frecvent toamna și zice aici, virozele respiratorii am pomenit, da? Alergiile și crizele de bronhospasm și bolile digestive. Am să o întreb pe doamna doctor Costiu, cu care dintre acestea s-a întâlnit, se întâlnește mai des la cabinet? Virozele respiratorii de orice fel, pentru că aș vrea să fac o mică precizare. De multe ori o viroză cu simptomatologie ușoară, cu puțină tuse sau cu dureri de gât, s-a dovedit ar fi o infecție cu SARS-CoV-2, deci o infecție COVID. Nu mai regăsim în tablou clinic lipsa gustului și a mirosului și, așa cum spunea și doamna doctor, nu mai găsim sau nu ne confruntăm cu forme severe de infecție cu SARS-CoV-2, cel puțin la cabinet. Asta e foarte îmbucurător ce spuneți și vă mulțumesc, doamnelor, că ați punctat treaba aceasta. Vă spun sincer, foarte multă lume... Dar nu lăsăm garda jos. Bun. Cum nu lăsăm garda jos? Să-l ascultăm pe profesor Hâncu. Adică acest mesaj este unul extrem de clar, prima parte a lui, că nu sunt vorbe grave. Nu lăsăm garda jos în sensul că atâta mască? Timp ca de fiecare... Asta vreau să întreb, dacă este oarecum readusă în discuție oficial sfătuirea de a purta mască, pentru că eu, de exemplu, vreau să... Cel puțin în cabinet de consultații de săptămâna asta vreau să port mască.
Păi eu am înțeles de la, scuzați-mă, de la ministrul Rafila, acum vreo 2 săptămâni, 10 zile, în cadrul unei conferințe de presă pe altă speță, colegii de-ai mei, jurnaliști, au pus întrebarea domnului ministru vis-a-vis de obligativitatea purtării măștii și a spus nu, era liber. Și în pandemie, spre sfârșit, nici atunci nu s-a mai zis că este obligator. Dar e o problemă de bun simț profesional, atâta timp cât nu știi ce are cel care ți intră în cabinet sau nu știi tu. Corect. Că ce dezvolți în cursul nopții și mâine poți să fii un virotic asimptomatic, acum ești asimptomatic, atunci e bine la consultații să ai masca pregătită. Niciodată în geanta care o am aici, niciodată n-am scos și n-am aruncat masca. Adică ce să înțeleg? Eu m-am pregătit pentru momentul în care va fi nevoie din nou. Adică aveți la purtător. Ca măsură de protecție individuală. N-am spus că e obligatorie. Am înțeles. Cele două doamne, întrebare comună. De multă vreme, văd, nu știu de când, dar de luni de zile, și la cabinetele medicale, și la intrarea în diferite clinici, purtarea măștii este obligatorie în această unitate sanitară. Este la nivel de recomandare, deci recomandăm și mai ales vizitatorilor care vin, nu am reluat programul de vizite, aparținătorii, membrii familiei pot să viziteze pacienții spitalizați, dar este foarte important, le oferim masca, intră cu mască la pacient, tocmai pentru a nu lua ceva din spital și pentru a nu aduce o infecție respiratorie și nu am avut probleme de refuz a acestei recomandări. Deci cred că nu neapărat folosi cuvântul obligatoriu, dar la nivel de recomandare, fiecare a înțeles că este spre binele lui și spre binele pacienților. La fel văd și la cabinetele medicale, doamna doctor Costiug. Da, așa este. Noi am purtat tot timpul mască de protecție. Poate să zic în vara asta o lună de zile, când a fost totul, am mai lăsat garda jos. N-am ascultat sfatul domnului profesor, dar acum cu valul acesta de viroze, tot personalul medical are din nou mască, așa cum spunea și doamna doctor, atât pentru protecția noastră, pentru că ce se întâmplă dacă mâine doi medici sau asistenta nu poate să vină la locul de muncă, deci rămân alți bolnavi neconsultați. Deci și pentru protecția noastră, dar și pentru a nu transmite infecțiile respiratorii bolnavilor noștri. Pentru că, dacă tot ați pomenit, doamna director Briciu a spus la un moment dat cu obligativitatea sau cu neobligativitatea, tot cu mine, de fapt am fost martorul unei situații și la o clinică, zic eu, și mai specială, pentru că, fără să dau numărul clinicii de pediatrie din Cluj, a venit o doamnă doctor cu masca pe față și era o doamnă, probabil o bunică cu nepoțelul, în sala de așteptare, și doamna doctor a rugat-o pe respectiva doamnă să poarte masca, ea și-a adus cutia cu măști și a ieșit un tărăboi, că ea nu și nu. În astfel de situații, ce pot să faci? Nimic. Dacă ea a zis o dată, nu lăsați-o în pace. Și gata, nu trebuie insistat. Păi bine, unii da, alții ba. Da, exact asta s-a vorbit acum. Nu este obligatoriu. Nu putem să constrângem. Nu putem să constrângem, dar la intrarea în salon, bineînțeles, dacă vor să viziteze, totuși trebuie să înțeleagă că nu pot să intre să viziteze pe cineva fără să aibă această mască. E vorba de vizitator. Dar altfel, înțeles. La consultații, bineînțeles că se asigură consultația medicală și pentru cei care refuză să aibă mască. La cabinetele medicale tot așa este, da, doamna doctor? Da, da, am avut și noi astfel de cazuri, poate nu chiar un tărăboi, dar spunea, da, eu tușez pentru că am stat afară sau am băut apă rece. Da. Deci vechea lozincă, vechea explicație. Dar de ce nu încercăm noi să devenim responsabili pentru sănătatea celor din jur? Ar fi așa de simplu, și pentru propria sănătate, dar și pentru sănătatea celor din jur. Asta este o mare problemă, doamna Emilia, și noi o știm, și atunci hai să începem noi la gândul că ne protejăm pe noi. Și în al doilea rând, nu se știe noi ce avem în următoarele ore, când suntem asimptomatici, da, și suntem contagioși, intens contagioși. Chiar dacă sunt virozele acestea
departe de a avea, care sunt departe de a avea gravitatea pandemică. Bun, SARS-CoV-2 totuși este o blestemăție pentru umanitate și greu va fi uitat. Și nu știm cum va evolua. Da, sigur. Cu permisiunea dumneavoastră aș da drumul la telefoane. Da, sigur. Să vedem dacă sunt telespectatori interesați. 0264420135. Am să-i rog pe colegi să afișeze pe ecran număr cu tarif normal. Vă rugăm să ne sunați, dar dacă se poate, chiar vă rog, insistent, pe tematica, pe tema emisiunii. În mod sigur, fiecare dintre dumneavoastră care ne privește are vreo întrebare, vreo sugestie, nu știu, ceva de întrebat de la trei mari medici cu care stăm aici în platou. Vreați să interveniți, domnule profesor? Am intrat în tematica aceasta, ce este de făcut în fața acestor trei tipuri de viroze. Aici aș completa, da, legat de prevenție, da, să aducem subiectul vaccinării. Acum urmează, da, înainte de vaccinare, ăsta era chiar ultimul, înainte de asta, da, am zis totul, să nu uităm de igiena personală, de spălatul pe mâini, să nu uităm de situația aceasta care e mai greu de îndeplinit, mai ales toamna, când după vară dragă nu ne-am văzut, ne revedem, ne îmbrățișăm și așa mai departe. Adică un moment epidemiologic extrem de important, care se știe, se cunoaște. Degeaba se spune și atunci cea mai bună soluție, atunci când ne mergem la o întâlnire, să fim cu mască. Și atunci nimeni nu mai vine la tine să te îmbrățișeze. Nu că sunt anti-îmbrățișat, nu. Sunt un om care întotdeauna mi-a plăcut obiceiul acesta. Dar, eu confirm. Dar în acest moment e bine să fim prudenți. Și atunci ajungem la punctul final al măsurilor de protecție, vaccinarea. Și aici avem vești bune și doamna doctor Costiu, când poate confirma, avem vești bune și legislativ. Prin modificări legislative care prevăd vaccinarea cu compensare 100% pentru mult mai multe vaccinuri decât am avut, pentru o gamă mult mai largă. Asta de pacienți. Apărut de da, curând? Da, da, sunt modificările recente. De la 1 septembrie pentru vaccinarea antigripală și de la 1 decembrie se va extinde vaccinarea antipneumococică, antimeningococică, avem vaccinare pentru HPV inclusă în acest program cu compensare. Deci, tetanos, pertussis, rujeolă, rubeolă, oreon, varicelos, cu mențiuni pentru categoriile cărora li se acordă această compensare de 100%, dar deja se întrevede un interes pentru prevenția populației la risc, a persoanelor cu risc de a dezvolta forme severe de boală infecțioasă. Nu deja numai este operațională această deocamdată vaccinare. Pentru vaccinarea antigripală, care va începe acum din luna octombrie și vom vedea, avem posibilitatea aceasta de prescriere a vaccinului antigripal. Dacă înainte discutam doar de vaccinare la grupa peste 65 de ani, acum copiii cu vaccinare gratuită până la 19 ani, de la 45 la 65 pentru oricine are o comorbiditate, deci deja mult mai multă populație va beneficia de această vaccinare antigripală gratuită și e important o cronologie predictivă, cum ar fi mijlocul lui octombrie și atunci se instalează imunitatea cam într-o lună și durează ca să fim acoperiți până februarie, da. Martie, da, când ne așteptăm să fie perioada de, da, așa, să se încheie perioada de atunci, activitate a virusului. Atunci, vă rog să reamintiți celor care ne privesc. Acum, pericolul nu este atât pentru gripă, nu este anunțat nimic. Încă nu avem, dar prevenția e important să o începem. Prin vaccinare pentru a ne produce anticorpi. Durează până la 2 săptămâni când organismul creează anticorpii necesari și atunci, în momentul în care avem și aici, poate doamna doctor Costiuc ne poate completa. Vă rugăm, chiar vă rugăm să completați. Da, din acest an campania de vaccinare antigripală are o nouă formă, în sensul că până anul trecut medicii de familie primeau de la Direcția de Sănătate Publică dozele de vaccin necesare pentru grupele de risc. Și grupe de risc însemnau copii până la 5 ani,
vârstnici peste 65 de ani, personalul medical, personalul instituționalizat, gravidele și toți bolnavii cronici, cu diabet zaharat, cu hipertensiune, boli cardiovasculare, boli respiratorii, toți care în urma unei gripe ar fi putut să facă o complicație sau să li se decompenseze boala de bază. Din acest an, orice medic vaccinator poate să prescrie o rețetă cu care pacientul merge la farmacie, își achiziționează compensat vaccinul și se întoarce pentru administrarea vaccinului. Iertați-mă, dacă nu are recomandare, nu este compensat. Compensarea se anulează. Sunt foarte bine prevăzute grupele de risc care primesc vaccinul gratuit. Copiii până la 19 ani fără o zi, gravidele, toți bolnavii cronici, vârstnicii peste 65 de ani și gravide, personalul medical. Da, eu am înțeles, dar e nevoie de rețetă pentru a fi... Da, deci este numai, o rețetă. Numai prin rețetă, este... da. Da, da. Dacă se dorește compensare numai da, prin sigur. Rețetă... eliberată din SIUI, din păcate. Da, și deci aici avem emoții, pentru că de dimineață încă am încercat chiar spuneți-ne pe înțelesul nostru, doamna doctor, ce înseamnă acest SIUI? SIUI înseamnă acel mare sistem informatic unic și integrat, pus la dispoziție de Casa de Asigurări pentru funcționarea întregului sistem Este vorba de acea chestie, hai să spun așa, care se tot blochează? Da, da. Deci acum noi, avem această funcție în plus. Noi, muritorii de rând și jurnaliștii, așa, o chestie care se tot blochează și nu ne dăm seama de ce medicul nostru de familie este extenuat, este nervos și ne spune, păi nu avem SIUI și nu știam, la început nu știam ce înseamnă un SIUI din ăsta. Spuneți-mi, vă rog, doamna doctor Costiu, interes există deja? Adică vin pacienți, vin părinți, vin bunici către dumneavoastră să se intereseze de când se poate, cum se poate vaccina. Da. Da? Da, da. Noi am și anunțat, de fapt, am fost foarte optimiști, am crezut că de astăzi începem campania. Din păcate ne-am potignit un pic în sistemul informatic, dar eu sper că se rezolvă și din feedback-ul colegilor care au avut program astăzi după masă, îmi spuneau că merge SIUI. Deci să sperăm că vom începe cu dreptul campania de vaccinare antigripală. Pentru toate aceste grupe de risc pe care le-am amintit, există gratuitate, există posibilitatea de a veni după o rețetă compensată 100% de la medicul de familie și administrarea gratuită la cabinet. Mai avem o compensare de 50% pentru adulții cu vârsta între 45 și 65 de ani care nu sunt bolnavi, nu suferă de nicio boală cronică, dar care ar dori să se protejeze de gripă și aceștia se pot adresa medicului de familie și pot obține această rețetă compensată 50% pentru vaccinul. În cazul în care funcționează SIUI. Da. Dacă nu funcționează... Domn profesor, noi la liber ne alcătuim următoarele teme. Cu permisiunea dumneavoastră, hai să luăm, avem, nu știu, de IT sau de ce ține SIUI-ul ăsta, atâta l-am auzit, hai să invităm niște IT-ști sau oameni care se ocupă de treaba aceasta, pentru că eu de ani de zile, nu numai eu, toată lumea, auzim că s-a blocat sistemul. Da, corect, sigur. Asta este o emisiune medicală, poți să faci chestia asta la o emisiune medicală. Păi nu, că vine și un medic. Vine și un medic. Hai să vorbim aici medicina și partea aceea... Uite, eu n-am știut de acest sistem. Să cred că n-ați auzit de SIUI-ul ăsta. Adică care... Eu am și un sistem de autoprotecție. Ce nu mă interesează, unde știu că n-am nicio contribuție, că nu pot ajuta cu nimic. Nu vă încărcați Mă încarc. De ce rost are? Hai să ne încărcăm noi cu... Interesează. Să ne încărcăm cu telespectatorii interesați. 0264-420135. Nu cred că i-a făcut plăcere nici doamnei Emilia să vorbească despre ceva care nu funcționează. Nu? Dar eu nu o critic pe doamna Emiliana. Știu că nu o critici, dar... Vai, Doamne ferește, nici pe doamna doctor Briciu. Cei care ar trebui să rezolve treaba aceasta sau să o prevină, sigur nu se uită la această emisiune. Da, ce să faci? Asta este. Da, din păcate, înțeles. Vorba asta, asta este, trăim cu ea. Da. Trebuia să aduc în discuție.
Dar foarte bine că ați adus în discuție. Trebuia să aduc în discuție și asta, sigur, că așteptările pacienților să nu fie foarte mari. Eu de asta am și provocat-o pe doamna Costu și îmi pare rău dacă creat un disconfort. Niciun disconfort. Mergem mai departe, vorba dumneavoastră, domnule profesor. Eu aș vrut să depășim momentul acesta de prevenție și hai să luăm o situație cu o persoană în care vine cu simptomatologia unei infecții virusului respiratorie, bineînțeles. Și v-aș ruga să spuneți așa, clinic, viitorul pacient care este încă acasă, nu vine în cabinetul vostru, pentru că dacă vine în cabinetul vostru, atunci sigur că se rezolvă lucrurile, nu se rezolvă clinic, măcar avem testele. Dar acasă, când ai un semnul unei infecții respiratorii, când te gândești la un SARS-CoV-2, când te gândești la o gripă, la virusul sincițial, chiar nici n-a pătruns încă în populație, chiar așa de mult. Nici măcar la medici. Așa este. Da, importantă întrebarea. Gripa o știm ca și tablou clinic, nu s-a modificat. Vă spun sigur că da. Deci, gripa se caracterizează printr-un debut brusc, în plină stare de sănătate. Pacientul este bine și într-o oră are un frison puternic, încep dureri de cap, febra ajunge la 39-40, începe să transpire, dureri ochii, acele oculalgii, cum spun pacienții, mă dor ochii în cap. Deci, sunt dureri intense, dureri de mușchi, dureri de cap, care apar în plină stare de sănătate și acest debut brusc îl întâlnim la gripă. Deci este specific. Nu-l avem nici în SARS-CoV-2, nici în alte infecții respiratorii. Acolo este un debut, să spunem, gradual, așa că crește febra de la un 37,5, 38, nu ajunge direct la 39-40 și spre deosebire de gripă, unde nu avem simptome de căi respiratorii superioare, rinoree. În gripă nu avem rinoree, mai mult în aceste infecții cu alte virusuri, în SARS-CoV-2, durerea intensă de gât s-a caracterizat la Omicron și mai puțin la celelalte infecții. Deci ar fi diferența între gripă și alte infecții respiratorii. Și SARS-CoV-2, acum nu îl putem diferenția de alte infecții respiratorii pentru că nu mai are acea manifestare severă cu pneumonia cu lipsă de aer. În urmă cu un an, cu doi ani, în momentul în care pacientul avea lipsă de aer, dispnea aceea importantă, deja știam că este o formă avansată de COVID. Acum seamănă cu alte infecții respiratorii COVID-ul, iar virusul respirator sincițial pe care îl știam din pediatrie și care era, așa să spunem, era un capitol caracteristic curs infecțiilor la sugar, la copilul până la vârstă de 2 ani, s-a arătat acum pe măsură ce am reușit să diagnosticăm prin diagnostic molecular că de fapt este o cauză importantă de pneumonie virală la persoanele cu patologii asociate, transplantați, persoane imunodeprimate prin boli reumatologice, cu terapii biologice, neoplazici, cei care au o vârstă avansată. Deci este un capitol important și pentru patologia adultului și aici au apărut vaccinuri. Și este important de subliniat că și pentru virusul respirator sincițial au apărut de anul acesta vaccinuri aprobate în Uniunea Europeană, de Agenția Europeană a Medicamentului, nu le avem încă disponibile, dar sunt vaccinuri dedicate persoanelor peste vârsta de 60 de ani, 2 vaccinuri aprobate din vara aceasta, deci tocmai pentru că s-a recunoscut, putând să testăm, am văzut de fapt care este povara acestei boli respiratorii și avem posibilitatea să o prevenim, mai ales pentru aceste categorii de persoane la risc. Iar pentru COVID avem și aici vaccin și avem, în situația în care pacientul ajunge spitalizat, avem și posibilitatea de terapie specifică, antivirală, imunomodulatorie, deci este o terapie cu care deja ne-am învățat, avem o experiență și o inițiem în cazul pacienților cu necesar de spitalizare. Corect. Întrebarea mea a fost pentru a ajuta pe cei care ne ascultă, ne privesc, în eventualitatea în care au o suspiciune de răceală, să zicem,
Adică nu știe ce nu e, știe, dar... Nu știe despre ce e vorba, mai ales că... Da, e greu. Deci acasă pacientul nu se poate autodiagnostica. Sigur, dar nu atunci mai apare tabloul clasic de gripă. E clar că... Este tabloul clasic de gripă. Și dacă mai știe că are o listă lungă de boli asociate, atunci, foarte bine să se adreseze atunci. Pentru o consultație, căci în gripă avem tratamentul antiviral, Tamiflu, cu o experiență de 20 de ani, pe care dacă îl inițiem în primele 24-48 deci de e foarte important să se inițieze această terapie cât mai repede posibil de la început. Să... Da, și atunci pentru cei care sunt la risc de evoluție severă, dacă, mai ales dacă știu că s-a confirmat gripă sau este gripă în clasa copilului și vine acasă și bunicul începe cu simptome gripale, deja e important ca acești pacienți să fie adresați unui serviciu medical și aici nu voi spune că la medicul de familie doar sau da, că... Vreau să întreb, atunci merge spre doamna Emilia sau merge spre voi? Se poate spre un serviciu de urgență, spre boli infecțioase, spre cabinetul medicului de familie și va fi evaluat și gripa se diagnostichează clinic, nu-i nevoie. Deși prin metodologia pe care o avem în România de supraveghere a gripei, este acea viroză cu alură gripală numită și dacă avem argumente de viroză cu alură gripală, putem prescrie tratamentul antiviral. Da, este cod? Este acea influența like illness, ili, în terminologia engleză și noi o traducem ca viroză cu alură gripală și atunci dacă avem aceste elemente clinice, un pacient care are probleme de sănătate, atunci va primi tratament. Da. Nu e neapărat să fie spitalizat. El poate să primească acest doamna tratament. Doamna doctor Costiuc, în continuare ce am auzit de la doamna doctor Briciu, poate aveți ceva de completat. Da, e foarte important să se și izoleze la domiciliu pacientul în prima fază, până reușește să contacteze medicul de familie și până la a stabili o consultație, primii pași este de a se izola, de a se hidrata bine și sunt acum într-adevăr teste disponibile în farmacii. S-ar putea autoadministra un astfel de test pentru a tranșa diagnosticul acasă, acolo unde avem deja un risc epidemiologic mare și acolo unde lista de așteptare și la cabinet... Iertare pentru întrerupere. Asta am vrut să întreb. De câteva ori până acum, poate fi luat un test de la farmacie sau din altă parte să se efectueze acasă testul ca să nu mai meargă până la camera de gardă de la boli contagioase sau un alt serviciu. Deci, se poate face acasă? Da, deci dacă în asistența primară, pentru testarea COVID, avem aceste trei variante. Pacientul se poate testa singur acasă. Sigur că nu este un test oficial recunoscut. Deci asta da, se știa. Deci, dar pentru gripă și pentru... Și pentru gripă la fel. Sunt chiar teste combo cu gripă și COVID sau chiar triple cu virus sincițial respirator, gripă și COVID. Și, adică test care detectează trei... Exact. Sunt trei e foarte important lucrul ăsta. Ne apare banda unde e pozitiv. Da, sigur. Da. E foarte important să mai și învețe treaba asta. Că nu, unii mai trebuie să și învețe treaba aceasta, că nu cred că toată lumea știe care se duce. Eu am întrebat că nu știam. Cum să te autotestezi asta? Autotestarea, din fericire, sau din păcate, problemă, a fost din perioada pandemică. Atunci se știe. Da, exact. Autotestarea. Dar autotestarea aceasta nouă pentru celelalte două tipuri de viroze, gripal și de sincițial, e bine sigur, că există posibilitatea să se facă acasă. Pot să fie mai multe teste fals negative dacă testarea nu este făcută corespunzător. Da, bun, acum hai să zicem că ne orientăm acasă, fiind spre o anumită formă de viroză. Ce facem în continuare? Dacă este una din cele trei sau toate cele trei? Pentru că tratamentul simptomatic e foarte clar, e aproape la fel de fiecare dată. Dar hai să recapitulăm. Ce sfaturi le dați celor care ne privesc? Dacă starea
starea de sănătate este grav alterată, deci dacă într-adevăr se simte foarte rău persoana respectivă, atunci e important să fie efectuată o consultație medicală. Dacă este în weekend, dacă este în afara programului de lucru, bineînțeles, există servicii de urgență, există în spitalul de boli infecțioase camera de gardă, cu perspectiva în viitorul apropiat sperăm de un compartiment de primiri urgențe de specialitate. Oh, avem aprobarea Ministerului Sănătății, da, și ne vom organiza. Da, da, așteaptă aprobarea de la mine. Am primit de 10 zile aprobarea Ministerului și va urma și asta. Ce ajută? Ajută că permite realizarea unei linii de gardă în laborator, în radiologie, personal dedicat. Una este să asiguri urgențele cu un medic și două asistente și una este să-ți permită cadrul legislativ să ai medic șef de tură, să ai încă doi medici, să ai laborator în spate, radiologie la orice oră, și atunci urgențele de boli infecțioase clar vor fi mult mai bine gestionate în această situație decât de mult am dorit și am luptat pentru această structură și ne bucurăm să o avem. Seama că directorul medical a avut o contribuție la... Absolut, dar aprobator am... Acest compartiment probabil că va dura până prin martie-aprilie. Să sperăm că mai repede. Deci va fi nevoie de o ușoară restructurare a spațiilor pe care le avem la dispoziție. Am văzut-o pe doamna doctor Costiu că s-a bucurat și domnia sa pentru această știre veste. Da, vă dați seama. Da, eu am văzut-o în ziar de o săptămână. Încă nu v-a venit aprobarea. Aprobarea o avem, o avem. Aprobarea Ministerului, doar că acum sunt probabil parte de reorganizare. Partea esențială. Adică... Da, să vedem ce zice. Da, vă ascultăm, doamna doctor. Vă dați seama cât de important ar fi ca atunci când pacienții ne contactează în weekend sau seara după program să putem să-i direcționăm spre camera de gardă, mai ales acolo unde un diagnostic precoce pus ar însemna un tratament specific, cum este în cazul gripei, și poate salvarea unei vieți. Deci e foarte importantă această soluție și ne bucurăm mai ales că noi suntem aceiași doi oameni, medic și asistentă, și oricât ne-am strădui, avem deja programări pe 3, 4, 5 zile înainte, avem programări pentru consultații gravide, copii, bolnavi cronici. Dacă peste vine avalanșa de bolnavi cu viroze, ales că nici nu avem circuitele necesare, nu o să ne fie deloc ușor să izolăm pacienții, să le acordăm consultațiile în funcție de nevoi, și ar fi într-adevăr foarte important o cameră de gardă cu profil de infecțioasă. Acesta este un compartiment de primiri urgențe, de fapt, acesta este beneficiul de specialitate. Nu doar camera de gardă, ci un compartiment. Și, din păcate, de multe ori, pe bună dreptate, pacienții sunt nemulțumiți, timpul de așteptare este lung, fiind un singur medic, un asistent care asigură... Asta mă și eu, un singur medic și când vin, mulți pacienți se adresează, plus că nu permite susținerea unui laborator permanent, o cameră de gardă, dar în aceste condiții, cu un compartiment de primiri urgențe, mai vom avea și... Mai există în țară astfel de compartimente? Da, la Institutul Național Matei Balș. La Balș. Ei mai au compartiment de boli infecțioase. Am înțeles. Noi avem în Cluj și două centre de permanență care funcționează noaptea și în weekend și sărbătorile legale. Unde sunt medici de o familie altă știre pe care mi-o dat, sau e doar pentru mine? E mai bine să afli de la alții, să nu beneficiezi de aia. Cele două doamne doctor ne dau niște știri. Probabil că unii și alții știau despre treaba aceasta, dar cum e cu centrele de permanență, doamna doctor? Centrele de permanență au un program de la 8 seara la 8 dimineața, iar în weekend și sărbătorile legale sunt cu program continuu. Acolo funcționează medici de familie și asistente medicale și acolo se pot adresa toți cetățenii care au probleme de sănătate, nu numai infecțioase, deci cu orice problemă de sănătate care presupune un grad de urgență, care nu suportă amânare. Spuneam și colegii noștri din centrele de permanență că deja au început să crească și la ei numărul de consultații, tocmai pentru că sunt multe, multe viroze, în special la copii, dar și la adulți, și au început și vârstnicii să prezinte
viroze și atunci cu atât mai important este să avem o soluție pentru aceste perioade. Vârstnicii care sunt transportatori. Știți ce înseamnă vârstnic cu transportatori? Bunicul care își duce nepoata. Da, și o duce da. Și o aduce de la... Da. Și nepoata e foarte darnică. Și, da, și dărnicia lor înseamnă virusul, viroza bunicului. Deci, acum, în intervalul foarte. De timp care ne-a mai rămas, mai avem doar 10 minute, v-aș ruga să faceți o recapitulare, totuși, să presupunem că ne găsim în fața situației cele mai frecvente, că nu se știe care tip de viroză este. Eu cred că asta e cea mai frecventă sigur, situație. Da. Simptomatic, ce facem? Dacă după consultația efectuată într-unul din serviciile medicale... Nu, fără consultă. Nu ajunge acolo. Nu ajunge. Deci acasă. Acasă se pot auto-administra medicamente simptomatice pentru a scădea febra, un paracetamol. Dar după ureche? Deci strict ca și antitermic se poate utiliza. Se poate utiliza dacă vedem că febra este înaltă, este însoțită de alterarea stării generale, apar vărsăturile, apare un element de îngrijorare, atunci acest pacient trebuie să fie evaluat medical și dacă se consideră necesar, va fi spitalizat. Dacă după evaluarea medicală se poate urma un tratament ambulator, atunci va fi redirecționat spre domiciliu pentru izolare, pentru tratament și va fi monitorizat chiar și telefonic de medicul Ei, de și familie. Aici intervine ceea ce vreau să adaug eu. Am discutat cu domnul profesor Hâncu multe, multe emisiuni, multe, multe ediții, telemedicina. Vă aduceți aminte, domnule? Dar cum să nu vai de mine? Se mai practică? Se practică, doamna doctor Costiuc? Sau cum funcționează, dacă funcționează telemedicina? Telemedicina trebuie să îndeplinească anumite criterii. Trebuie să putem evalua cumva pacientul, stabili cu ajutorul unor device-uri, lucru pe care la momentul de față nu îl putem face. Se acordă acele teleconsultații, să spunem, da. la distanță. A rămas acest obicei din timpul pandemiei. Vă aduceți aminte înainte de valul 5, când au crescut enorm de mult numărul de cazuri de infecții COVID și spitalele acum, erau acum 2 ani, pe vremea asta. Cabinetele medicale au susținut prin acele exact. Teleconsultații cazuri, au supravegheat cazurile ușoare și moderate, iar acolo unde saturația în oxigen, simptomatologia era agravată, îndrumam spre spital. Eu zic că a fost un lucru bun. Au rămas aceste obiceiuri, să zic, de a contacta medicul de familie și acum în cazul virozelor din acest sezon. Problema este că medicul de familie, într-adevăr, își cunoaște pacientul și își poate asuma, să zic, un tratament simptomatic în funcție de fiecare pacient, știindu-i antecedentele și modul de reacție. Sigur că ne asumăm un risc, sigur că ele nu sunt recunoscute de casa de asigurări și nu sunt plătite de casa de asigurări, deci astea sunt, în afară de infecțiile COVID, astea sunt făcute cumva voluntar de către medicii de familie, dar tocmai pentru că încercăm să stăpânim cumva transmiterea virozelor și să nu punem pacienții pe drumuri și să avem o oarecare siguranță în acordarea consultațiilor la cabine. O întrebare la care vă rog să răspundeți amândouă, antibioticele. Știm foarte bine că în viroze nu se prescriu, dar știm foarte bine că se utilizează. Când, cum, dacă există un anumit moment în evoluția unei viroze respiratorii, că numai despre viroze respiratorii am vorbit astă seară, dacă există un anumit moment în care totuși, acasă fiind, se decide o mamă înspăimântată, un părinte... Și au fost astfel de cazuri... Se apelează la antibiotice, dacă există în casă,
Pentru că dacă nu ai rețetă în farmacie, nu ți-e liberează. Acasă nici într-un caz. Aș răspunde, acasă nici într-un caz automedicație cu antibiotice. Dacă în urma unui consult medical în care se suspicionează o suprainfecție deci și, de exemplu, în gripă, știm că la 5 zile de la debut, reapariția febrei, tusea cu o spută purulentă, pot să sugereze suprainfecția bacteriană, atunci da, cu prescripție medicală, dar nu automedicație cu antibiotice. Încercăm clar să reducem abuzul de antibiotice care s-a întâlnit în pandemie. Știm cu toții că s-au folosit antibiotice în COVID când nu au avut absolut nicio indicație antibioticele în COVID. A fost o infecție virală și cu mult mai puține suprainfecții bacteriene decât gripa. Și reversul pe care îl vedem acum, antibiotice rezistente, bacterii rezistente la toate antibioticele. Da. Și ajungem să avem situația în spital de pacienți cu infecții severe și cu bacterii rezistente la tot ceea ce există disponibil în prezent pe piață. Și pe la cabinete au apărut astfel de cazuri, probabil, mame disperate care au făcut greșeala despre care... Nu, să știți că în ultimul timp mai ales... Și părinții sunt destul de responsabili și adulții, chiar dacă sunt grăbiți și ar dori să iau un pumn de medicamente să scape mai repede, să-și scurteze evoluția unei infecții. Au înțeles că antibioticul pe termen lung nu le aduce niciun beneficiu, nu le oferă imunitate pentru acel virus cu care tocmai s-a întâlnit, asta pe de o parte. Și pe de altă parte, acea rezistență la antibiotice, gândiți-vă că noi nu mai prea avem multe antibiotice în cercetare sau clase noi de antibiotice și ca omenire, ca specie umană, cred că ne confruntăm cu o mare problemă. Da, ultimele 3 minute, scuzați-mă, domnule profesor, că vă întrerup, o concluzie scurtă, doamna director. Ar mai fi, iartă-mă, pericolul unei utilizări neadecvate de Tamiflu? Nu, dacă avem argumentele de viroză de cu alură gripală, da. Inclusiv cu alură gripală. Nu-i nevoie de testare. Da, nu-i nevoie de testare, dar trebuie și văzut, cunoscut, dacă pacientul este cu insuficiență renală cronică, se ajustează doza, deci cumva trebuie totul prescris de un medic care cunoaște patologia asociată. Da. Câte 30 de secunde, pentru că nu mai avem timp din această ediție, Doamna doctor Costiug, la tot ce am discutat, în 30 de secunde, dacă comprimați, vă mulțumesc foarte mult. A început campania de vaccinare antigripală. Avem un spectru mai larg de pacienți care se pot adresa pentru a obține vaccinul gratuit, vaccinul gripal. Îl pot face gratuit la medicul de familie. Eu zic că după toate experiențele și lecțiile pe care le-am învățat în acești ultimi ani, este o decizie înțeleaptă și sănătoasă. Înțeles. Să ne vaccinăm antigripal. Doamna director Briciu. Și eu aș completa să nu uităm măsurile simple de prevenție a infecțiilor respiratorii. Le-am învățat în pandemie să nu le uităm, să nu le îndepărtăm. Domnule profesor Hâncu. Adică să nu lăsăm garda jos, dar eu, în numele tuturor celor care au urmărit această emisiune, foarte importantă din punct de vedere al familiei, cunoscute, doresc să mulțumesc celor două foarte distinse colegi ale noastre, care întotdeauna au fost alături de noi, absolut, alături de cei care ne privesc, și să sperăm că aceste măsuri, mulțumesc și eu foarte mult, au fost foarte utile și... Doamnelor doctor, le mulțumesc. Domnule profesor, mulțumesc foarte mult că mergem mai departe cu această emisiune. Dumneavoastră la fel, dragi telespectatori, că sunteți alături de noi. Ce să vă spun? Multă, multă sănătate, pe de o parte. Altceva, ce ați auzit de la doamnele doctor, de la domnul profesor, depus la, cum zic eu de obicei, la Bibilica. După care, rămâneți pe canalele televiziunii române. La revedere!